asta. A venit Magda Catone pe la noi să ne anunțe un festival ce e la prima ediție și se anunță senzațional. Bună dimineața! Bună, dragul meu! Am rămas cu ritmul de rock al vostru. Nu pot să exersez prea mult de teamă să nu-mi stric coafura. Da, vă văd că v-ați pregătit fix pentru momentul ăsta. Da, sarmalele sunt de bon ton în dimineața aceasta și chiar vă invit să purtați sarmale și să le și mâncați mai pe seară. Am aici de prezentat un festival care se numește ediția inaugurală, Festivalul de Teatru și Film pentru Tineret Șerban Ionescu, care în intenția mea ar fi să fie preluat în viitor de Ministerul Culturii, ca orice lucru serios care trebuie susținut, orice lucru serios în cultură care trebuie susținut de stat. Acum suntem la ediția inaugurală și facem o campanie. Asta este, de fapt, Gardele Proporțion, această întâlnire de weekend, în care prieteni dragi ai lui Șerban, oameni dornici să mai vadă filmele care l-au făcut celebru, să-și aducă aminte, să vadă și alte spectacole care sunt jucate cu de tineri. Încerc prin aceste trei zile să adun oameni dornici să susțină acest festival și mai mult decât atât să creez în viitor o platformă și o regulament de funcționare al festivalului prin care tineri care au absolvit facultatea de teatru să participe la competiție, să existe o secțiune de concurs, să existe niște premii și toate astea să se întâmple în mod fericit la Corabia, pentru că acolo este locul de naștere al lui Șerban. Intenția mea este avea ca prima ediție la anul, poate în mai sau în luna septembrie, o să hotărâm când. E un lucru pe care l-am început de anul trecut. Lucrurile ca la noi stau un pic așa mai treacă-meargă, adică repararea, restaurarea sălii de teatru din Corabia, care e o sală foarte frumoasă de la 1937, este încă neterminată această restaurare. Am fost și am vizitat cu vicele de acolo, domnul Sorin Vlad, viceprimarul localității. Care v-a promis ca instalatorul meu că o să fie gata. Da, n-are el nicio, cum să zic, ba da, are putere, dar până la urmă cei care rezolvă această acțiune, care fac această activitate, sunt niște constructori și îți spun, am vizitat toate sălile, am fost foarte bucuroasă să văd că se fac lucruri foarte frumoase, o sală reparată în condițiile astea noi, în care trebuie să-i se adauge scenotehnica, scaunele și totul este pus în bugetul anului viitor. Vor fi probabil împlinite cu bun gust, așa, adică ținând seama de felul în care arată această sală și impune o anumită calitate și de cerința de la ora aceasta, vorbind tehnic, ce ne-ar trebui la scenă. Dar ce a fost simpatic, vizitând această clădire, la momentul în care încă nu era gata, m-am uitat la toate părțile de tavan care erau pictate cu minuțiozitate de oameni foarte pricepuți, cu delicatețe, aripioarele îngerașilor, tot felul de ornamente florale erau făcute cu delicatețe și l-am felicitat pe șeful șantierului, care din păcate nu a putut să ducă chiar la data promisă lucrările, dar o va face, cred că la finele acestui an. Și l-am felicitat, am întins mâna și am spus mulțumesc, domnul, el a spus și eu vă mulțumesc, doamnă, că ați venit în vizită, Da Vinci. Și am zis Sofia Loren. Și a zis, nu, doamnă, mă cheamă Dumitru Da Vinci. Nu cred. Ba da, așa-l cheamă. Deci domnul Da Vinci s-a ocupat de tavanul de la sala din Corabia. Mi s-a părut așa... De carte. De carte și încă adaug la acest episod alte momente care au fost și care or să vină cu siguranță și ce vreau să adaug sigur este această echipă pe care sunt în etapa de formare
Și mai mult decât atât, tineri care vor dori să participe la acest festival, să fie deocamdată, îți spun, secțiunea de teatru, care îi are în vedere pe cei care sunt tineri absolvenți, și la teatru și la film. Am Lucrurile înțeles. Astea se vor desfășura după un regulament. Și... Vineri, sâmbătă, duminică, 21, 22, 23 septembrie. Da. Ne vedem deci la Corabia. Nu, ne vedem la Sala Dales. A, păi spuneți așa că m-a ținut cu Da Vinci. Da. Am vorbit de șantier, deci ne vedem la Sala Dales, da. Nu mă duc la Corabia. Nu, încă nu mergi la Corabia pentru că încă nu e gata sala, dar... M-am liniștit. Trebuia să spun toată asta pentru că, toată această știre, pentru că așa stau lucrurile. Totdeauna e ceva înainte de ceea ce ni se întâmplă. Uite, și tu, înainte de a fi cine ești, poți să povestești de o mamă și de un tată. Corect. Da. Deci... Și de sala de casă de cultură din Reșița. Detalii găsiți cu siguranță pe internet. Deci, Festivalul Șerban Ionescu se deschide de anul acesta, iar poate la anul avem sală și la Corabia. Mulțumim tare mult, Magda Catone! Să ne vedem cu bine și